dacă ați fi pentru o secundă impresar, ați avea așa o putere magică, zi-mi, Iannis, tu pe cine ai transfera mâine la Glasgow Rangers? Să ai toate frâiele. Tu trebuie doar să zici și gata, de mâine e lângă tine în vestiar. Pe Tudor. Așa am vrut să zic, exceptând Tudor, ca să fie un răspuns mai ușor, dar uite că zic acum, că fac așa un regulament. A zis-o și așa, de... că suntem noi, știi, împreună aici și să dea vine, știi. Să... I-am răspuns deja la întrebare, acum pot să-l întreb pe Tudor. Tudor, pe cine ai transferat tu, n-ai voie să-l alegi pe Iannis Hagi, gata, pe tine te-am lăcat. Cum n-am voie, dacă el m-a ales pe mine, eu de ce n-am voie să-l aleg pe el? Tu n-ai voie, tu faci alt transfer. L-aș vrea pe Ghiță. Am o relație foarte bună cu el și în afara terenului am și jucat o perioadă bună de timp împreună la Viitorul atunci și m-aș bucura să-l am cu mine oriunde a jucat.